Hello everybody and welcome to the official press conference after the game. Our first guest is the head coach of Rayo Venezia, Mr. Neven Spahia. Coach, please share your thoughts on this game. Good evening. Happy to be here for the first time in my career. I would like to congratulate the domestic team and their fans for the amazing atmosphere and win. If someone has any question, please. If you have questions, please raise your hand. Do you think when the coach of the home team was eliminated was a mental key of the game? I don't know if you fouling calling mental key, but at the end what I see the only difference it's 37-27 free throws for their favor, and we have 31, they have 22 fouls, you know. We did some stupid foul, send them to the line, not giving us even possibility to play defense. That's only difference. If you call it mental, how did you say mental? Mental key? Yeah. Probably that's it, yeah. About referees? Oh no, I am not coach of the referee, I'm coach of my team. I don't speak about the referee. Any more questions? Thank you, Coach. I appreciate it. Thank you very much. Thank you. So we are back live with the second part of the press conference. Now is the turn of the assistant coach of U-Banca Transilvania, Mr. Mihai Popa, to share his thoughts on the game in English, and then we can switch to Romanian. Coach, congratulations for the victory. Please. Thank you. Thank you very much. First of all, I'd like to apologize about how I look, because guys made me short shower there in the locker room, but what we can speak about the game. Very tough game. We started the game pretty bad with some up and downs. We allowed some 3-point shots easy, and they scored really well. Da? Congrats for them in this part. But we managed to come back da, in third and fourth quarter, so we hustle a lot and we fight. We show the right mindset, so this brought us the win. Da, and of course, with this crowd, da, they push us from the back. So we take this win, important win for us. Thank you, coach. Mihai, ce s-a întâmplat cu sacoul tău și cum s-a ajuns la această victorie astăzi? După scurta ședință care am avut-o în vestiar cu Silva, am vorbit despre programul care urmează și despre ce s-a întâmplat astăzi, băieții am văzut că se pregăteau cu niște sticle de apă, dar nu au fost prea inspirat și să fug, și atunci am făcut un scurt duș, adică m-au udat. Ce crezi că a... Da, un fel de botez. Ce crezi că a adus la victorie astăzi? A fost acel moment cu eliminarea antrenorului principal decisiv, poate mental? Cu siguranță s-a făcut un declic în acel moment și din partea tuturor, și a noastră, a jucătorilor, a publicului, toată lumea, parcă am dus meciul într-o singură direcție și am luptat pentru fiecare posesie și implicit asta ne-a dus victoria. Ați reușit să mai comunicați cu Silva sau a reușit să vă mai transmită ceva pe parcursul meciului? Este foarte greu de comunicat. Pentru că el a fost trimis la vestiare. Da. Arbitrul mi-a comunicat că normal trebuie să plece la vestiare. Altfel nu dă drumul la meci și ne-am conformat cu decizia arbitrilor. Și de am a fost continuat. Pentru tine să trăiești meciul de pe margine? Nu prea. Voce nu prea mai ai? Asta sunt obișnuit. Sunt obișnuit de anii trecuți cu astfel de moment când nu mai am voce, deci nu-i nici fel de problemă. În timpul meciului nu trăiești, te concentrezi la ce ai de făcut și nu simți nicio presiune. Ți-ar plăcea să vezi atmosfera care a fost în sferturile 3 și 4 de fiecare dată, poate de la începutul meciului, în BT Arena?
Atmosfera este foarte plăcută în BT Arena la fiecare joc. Bineînțeles, și jocul și atitudinea băieților, asta îngrenează publicul la acest spectacol basketbalistic, inclusiv tribunele care ne-au dus practic înspre victorie. La ce se gândește un antrenor în momentul în care îi pus așa pe moment să conducă echipa într-un moment dificil, la minus 14, 15, nu mai știu care au fost lucrurile la care te-ai gândit chiar atunci când ai zis ok, trebuie să preiau frâiele? Sincer, aveam planul tactic bine stabilit dinainte, nu prea te gândești la multe chestii, care când ce pregătim în antrenament, aia trebuie să arătăm pe teren. Deci, nu cred că se pune în problema să schimb ceva din timpul jocului, totul este pregătit, doar mindset-ul care l-au jucătorii, da, trebuie schimbat și trebuie să aibă un declic ca să poată să schimbe ceva în ritmul jocului, să putem contracara adversarul. O victorie și pentru Pet? Cu siguranță, da. Cu siguranță ne bucurăm că operația a decurs bine și îl așteptăm cât mai repede alături de noi. Au fost din nou probleme la 3, la aruncările de 3 puncte. Da, și foarte multe, ei noi foarte puține, la procentaj. Da, eu am avut o zi foarte bună, cel puțin primele două sferturi, după aceea nu mai au marcat numai o singură aruncare, sfertul 3 și 4, cu siguranță și datorită apărării noastre. Se întâmplă meciuri în care să nu ai un procentaj prea bun la aruncările de 3 puncte, dar cu atât mai presus este așa importantă victoria, pentru că am reușit să câștigăm un meci cu aruncări de 3 puțin marcate. Alte întrebări? Mulțumim, felicitări! Vă mulțumesc și eu!